Vorbind despre această posibilă asociere, se vorbește despre o asociere cu Romtehnica. Este o asociere cu o companie națională, totuși, care, într-adevăr, e societate pe acțiuni. Așa. Și se poate. Că asta scrie și liga2.prosport.ro, apropo, cel mai important site de știri pentru ligile inferioare din România. Dacă vreți să aflați orice despre orice echipă de fotbal, intrați pe liga2.prosport.ro. Spune așa, ar fi o afacere de familie pentru că Romtehnica are un capital integral de stat și are un acționar unic, Ministerul Apărării Naționale. Da, s-ar putea face, dar juridic e exact aceeași problemă ca în 1998. Adică nu este absolut niciun fel de diferență. Romtehnica, fiind o societate chiar aparținând Ministerului, dar fiind cu capital privat, supunându-se regulilor de drept privat, adică poate intra în insolvență, poate suferi condamnări, chiar și penale, poate, deci participă la circuitul civil ca orice altă societate comercială. Da. Deci ar fi în regulă. Exact, păi ar fi în regulă, dar ar fi exact repetarea momentului 98. Adică ei fac practic, fix ceea ce acuză. Ar exact, face ceea ce acuză. Exact. Adică ar face exact ce au făcut domnul Gațu și ceilalți în 1998, perfect, pe acte. Da, te întreb altceva, că uite, aici nu știu, chiar nu știu. Dar știu că la Dinamo, în momentul în care s-a trecut în privat, am studiat atent acel act constitutiv și acolo erau semnăturile a celor mai mari oameni din acel vreme. Exact. De la Adrian Năstase, Cornel Dinu, Mircea Lucescu, Dan Matea Gaton, comandanți, chestori, pompieri, salvare, poliție și tot ce mai ține de Ministerul de Jandarmeria și așa mai departe. Adică toate aceste entități au fost de acord. Te întreb și la Steaua. La fel este? Există un act constitutiv cu 1000 de semnături de genul ăsta? Nu, sunt 1000, că n-au fost atâtea structuri. Dar nume foarte importante. Da, nume foarte importante, sigur. Chiar ministrul apărării naționale din vremea respectivă, domnul Victor Babiuc, s-a adresat Tribunalului București cu rugămintea de a urgenta înregistrarea Asociației Fotbal Club Steaua București ca entitate privată, autonomă de CSA, cât mai repede, ca să nu riște înscrierea în cupele europene, înscrierea în viitorul sezon de Liga 1 sau Divizia A, cum era. Poate exista o schimbare, mă rog, schimbări legislative există, normal, avansează lucrurile, dar poate în momentul ăla lucrurile să fi fost corect făcute pentru legislația de atunci, iar în acest moment, în zilele noastre, lucrurile să pară incorrect făcute pentru că legislația s-a schimbat? Nu, pentru că exact tocmai de asta vorbim, că de-aia nu poate promova acum această nouă echipă a Clubului Sportiv al Armatei, pentru că nu are capital privat, adică nu e societate sau asociație. Așa era legea și atunci. Adică... Foarte interesant. Sunt probleme mari, cum spuneam, suporterii Peluzei Sud critică vehement conducerea. Și pe bună dreptate. Și pe bună dreptate, da. Pe bună dreptate o critică, dar cred că la criticile astea cu privire la... Sigur, ei au ales drumul și la fotbal cu nou înființata echipă, dar cred că ar trebui suplimentate de critici la adresa clubului în general, pentru că, după cum ți-am spus, Steaua, la celelalte discipline sportive, nu mai este campioană. Nu poți să judeci chestiunea asta în favoarea FCSB-ului sau să spui că nu sunt competenți. Poți doar să te gândești cu un calcul matematic, să vezi dacă este calculul în felul următor. Sezoanele trecute ați primit 5 bănuți, acum ați primit doar 2 pentru că s-au dus la fotbal. Știi, ai certitudinea că așa este? Nu am date concrete, tocmai de aceea nu pot avansa certitudini în materia asta, dar lucrurile sunt perfect observabile. E adevărat că aduci jucători care, mă, normal, ar putea evolua la Liga 1 și au nume, e clar că îi plătești. Ba mai mult, în cadrul cabinetului meu, reprezint o serie de sportivi de la haltere, dintre care unul este un fost antrenor de la Clubul Sportiv al Armatei, care mi-a povestit niște lucruri aproape abominabile de când s-a înființat secția de fotbal. Bine, și noi am avut în ProSport mărturire mai multor antrenori de la Academia CSA Steaua, care spuneau ce lucruri se fac pe acolo. Căutați, dați un search în site-ul prosport.ro și veți găsi. Incredibil, s-au făcut tot felul de permutări în funcție de licențele antrenorilor. Unii care aveau licențe erau trecuți în acte să antreneze niște grupe la care nici măcar nu treceau, nu cunoșteau copiii, dar erau puși pentru că adevărații antrenori de acolo nu aveau licențe.
niște nereguli, mai ales când vorbești de Ministerul Apărării, mi se pare că nu poți să faci, ok, la un privat, să zicem că ești la Academia Voluntari, nu zic fece voluntari, o Academie din Voluntari. Îți permiți să mai faci, domne, n-are ăsta licență, vină tu și se mai fac lucruri de genul ăsta. Dacă ești la Ministerul Armatei, trebuie totul să fie lacrimă. Absolut. Totul transparent, este totul din bani publici. Când ești în privat, e treaba ta ce faci. Absolut. Cu banii tăi. Da. Din punctul tău de vedere, crezi că mai au timp să... Bine, stai puțin, că să ne înțelegem. Să poți schimba lucrurile pe parcurs. Ne aducem aminte cum s-a băgat un play-off în Liga a doua de azi pe mâine în mijlocul competiției. Se poate întâmpla orice. Sigur. Însă crezi că se poate schimba legea sportului? Din ce simți, din ce nu cred. Informație ai? Eu, sigur. Dat fiind și domeniul în care activez, văd că o legislație care are o anumită substanță și o anumită importanță pentru țară trece prin mai multe faze, adică prima dată trebuie să treacă prin Camera Deputaților, după care prin Senat, după care se pun problemele de constituționalitate, adică dacă e în acord cu Constituția să facem asta, și aici vin argumentele de concurență, loială sau nu. Vedem, e normal să intre statul cu o echipă și să concureze cu alte echipe care plătesc bani ca să fie întreținută acea echipă? Deci sunt probleme care nu cred că pot conduce la modificarea legislației și la cum cunoaștem noi politicienii români, nu cred că își bate capul atât de tare încât să găsească o formulă eficientă care să împace pe toată lumea. Adevărul e că stau și mă gândesc, fiind al doilea an la rând în care nu au drept de promovare, mă gândesc că și politicienii ăștia nu cred că nu-și bat capul, că e totuși presiune mare. Presiune e un caz foarte mare, foarte mediatizat. Da. Cred că pur și simplu își dau seama că nu poți să schimbi o lege care este neschimbată de ani de zile doar pentru că investești un minister într-o echipă. Da. Și ia, pentru că și politicienii, probabil că mulți dintre ei sunt steliști și au mers la meciurile FCSB-ului ani de zile și pe aia se trezesc cum că este trebuie și să dea o Talpan, lege. Talpan, de altfel. Da, într-adevăr, există acele poze celebre cu Talpan la loja FCSB-ului. Aia pe de-o parte, dar există poză de pe Național Arena la un meci de Europa League. Dacă nu mă înșel, e o poză cu Didi Prodan, cu regretatul Didi Prodan. Era bannerul Europa League, da, în mijlocul gazonului și întrebat fiind după ce a postat-o, păi domnul Talpan, aici ați mers, era echipa asta, Fotbal Club, da, Steaua, da, București, da. Zice, nu, era un meci al Naționalei. Adică să are, spui că era un meci al Naționalei în condițiile în care era bannerul de Europa League, nu știu. Da, te întreb altceva, Virgil, accepta o emisiune aici la ProSport Live față în față cu Florin Talpan? Nu că aș accepta, mi-aș dori eu. Manifest pe toate căile posibile și imposibile, de câte ori emitem un comunicat al Asociației Salva Steaua, că vreau un dialog public, privat, oricum vreau un dialog, ori cu reprezentanța CSA-ului, ori cu reprezentanța suporterilor. Eu îmi doresc un dialog și Asociația Salva Steaua dorește. Uitați, pentru cine este în anturajul domnului Talpan, conducerea celor de la CSA, haide să facem chestia asta, să arbitrăm dar nu-i dispută, de fapt. Să arbitrăm o cauză comună, pentru că ambele părți vor Steaua, vor să existe Steaua, fiecare are dreptatea lui. Haideți să facem cumva să ajungă și Florin Talpan în studio aici, față în față cu Virgil Boglea, și să vedem care are câștig de cauză, cine este mai pregătit, cine are mai multe argumente bazate, desigur, pe fapte și pe acte. Din păcate, nu cred că se va întâmpla. Cred că tot cu domnul Boglea vom fi aici față în față și atât. Dar eu sper în continuare. Noi oricum încercăm de vreo 2 ani să-l aducem pe Florin Talpan la emisiune. Periodic îi dăm telefoane, periodic ne spune că discutăm, nu ne mai răspunde la telefon, ba că nu se poate și uite așa trec anii și vorbim și ne considerăm mai FCSB-iști, deși nu suntem. Da, nici eu nu mă consider FCSB-ist. Eu mă consider stelist. Corect.